Ziua Națională a Culturii a fost marcată cu mult fast la Soroca, la Palatul de Cultură. Deși această zi este sărbătorită în țară pe 15 ianuarie, autoritățile locale au hotărât să o desfășoare pe 19 ianuarie. Sărbătoarea a inclus un concert de muzică corală, ușoară și populară, dar și teatru. Este ziua când se întâlnesc față în față cei care muncesc în acest domeniu și este prima bucurie, prima sărbătoare, este că ne vedem împreună, ne mai spunem ofurile, ne mai spunem și proiectele. Cultura este sărbătoarea de fiecare zi și cine are nevoie de sărbătoare trebuie să guste din ea. De aceea mergem la teatru, trebuie să mergem la teatru, mergem la film, mergem tot ceea ce produce omul ca pentru a-l face pe altul om mai frumos și pentru a-i da un rost acestei vieți. Vin din satul Pârlița, conducătorul formației folclorice Frunze de Dor. Deci activez 43 de ani, să luăm așa. Cu ocazia Zilei Culturii, aș vrea să mulțumesc în primul rând secției Cultură că am fost apreciat și o să mă stărui să fac față lucrurilor. Este sărbătoare, ne bucurăm foarte mult, avem emoții foarte bune, le dorim la toți cei care activează în domeniul culturii sănătate, prosperitate, succese, realizări frumoase. Este o sărbătoare foarte frumoasă. Astăzi ne distrăm cu toții, admirăm o orchestră faină, am admirat un cor frumos, am fost menționați. Deci eu doresc tuturor oamenilor de cultură, din raion, din republică, în primul rând putere, sănătate, perseverență, răbdare, creativitate și realizarea tuturor viselor. Conducerea raionului a mulțumit angajaților din domeniul culturii pentru munca, pasiunea și dăruirea de care dau dovadă. Oamenii de artă au fost decernați cu diplome din partea Consiliului Raional, dar și din partea secției Cultură și Turism. Se decernează domnul Bucătaru Grigore, șef secția Cultură și Turism Soroca. Cultura este piatra de temelie unei societăți, totodată este și un element de rezistență acestea în timp și spațiu. La Soroca se face cultură, la Soroca este un bun potențial, deci avem și Colegiul de Arte, avem și Colegiul Mihai Eminescu. Astăzi la Soroca marcăm Ziua Națională a Culturii, un eveniment de acum tradițional în Soroca, dat fiind faptul că totdeauna nu obosesc să spun că Soroca are un potențial cultural enorm. Dacă să vorbim de orchestra, bând orchestra Consiliului Raional Soroca și încă 35 de colective și studiouri care poartă titlul onorific model, în toate genurile de artă. Este numai sărbătoarea secției sau celor care lucrează în cultură, sărbătoarea țării. Deci fiecare astăzi, indiferent de faptul ce profesie are, că este inginer, că este agricultor, că este medic, asta s-ar fi bine în cadrul familiei, în cadrul colectivului, să recite o poezie, să cânte un cântec, să deseneze, să facă ceva pentru a promova cultura națională. În scenă, cu un program mai special, a evoluat bând orchestra Consiliului Raional Soroca. Am niște gânduri de bucurie enormă, pentru că mereu când cânt împreună cu orchestra, band orchestra Doina, dirijor Ion Vorotneag, mă simt foarte bine, pentru că este un nivel oarecare de profesionalism. Pot să zic că un pic îmi pare rău că este puțină lume și probabil ar merita mai mult. Sunt extrem de fericită astăzi, într-așa o sărbătoare de frumoasă ca Ziua Culturii. Să-i felicit pe toți lucrătorii în sfera culturii. În primul rând vreau să felicit toți colegii cu această sărbătoare, Ziua Națională a Culturii. Le doresc sănătate, prosperitate și cât mai mult putere pe tărâmul muncii.
Este o sărbătoare foarte frumoasă. Noi abia așteptăm de fiecare an să evoluăm. Band, orchestră, consiliul Rana Soroc. Venit cu baietul. Și atmosfera îmi place, cum e atmosfera orchestrei, mi-a plăcut. Cei prezenți au avut parte și de o expoziție a meșterilor populari veniți din tot raionul. Am venit cu obiecte confecționate din fibre vegetale, loze, coșuri, sticle, și ucioare, pânieri, coșulețe mai mici, mai mari. Avem catrințe, ei pentru copii, avem cămași, pantaloni, suman, căciuri, aproape toate lucrurile care se îmbracă pentru costum popular și chiar și ciorape avem pentru opinci. Avem solicitări, avem chiar și întreabă să mai îmbracă, să vadă cum li stă. Ziua Națională a Culturii este marcată în fiecare an pe 15 ianuarie, odată cu ziua nașterii marelui poet Mihai Eminescu. Astfel, oficial, această zi în Republica Moldova e sărbătorită din 2013.